Primesc 700 de lei pe lună. Iată cine va beneficia de acest ajutor social începând cu 11 septembrie 2023. Ce se va întâmpla cu bursele elevilor din septembrie 2023? Bursele elevilor an școlar 2023-2024. Potrivit metodologiei cadrului de acordare a burselor școlare pusă în dezbatere publică de Ministerul Educației, elevii cu un părinte decedat pot primi bursă socială, numai dacă se încadrează într-un anumit venit pe cap de membru de familie. Elevii cu ambii părinți decedați pot beneficia de bursă socială indiferent de venitul pe cap de membru de familie. Termenul de elev orfan dispare din metodologia cadrului de acordare a burselor școlare. Din septembrie 2023, bursele sociale se vor acorda elevilor care provin din familii monoparentale, ce realizează un venit mediu net lunar de membru de familie pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic sau egal cu salariul minim pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii. De astfel, mamele minore vor primi cel puțin 700 de lei pe lună dacă se întorc la școală după ce nasc. În plus, în cuantumul burselor sociale va crește la 300 de lei. Din septembrie 2023 apar și bursele tehnologice, valorează 300 de lei pe lună și se acordă elevilor din învățământul profesional și dual. Elevii vor primi burse de merit indiferent de medie, în anul școlar 2023-2024. În anul școlar 2023-2024 se va schimba și modul de acordare a burselor de merit. În viitor, absențele și nota la purtare vor fi mai importante decât notele. Din septembrie 2023, bursele de merit nu se vor mai acorda în funcție de notele obținute pe parcursul anului școlar. Primii 30% din elevii unei clase vor primi burse de merit în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale. Dacă într-o clasă există mai mulți elevi cu aceeași medie generală anuală, lista beneficiarilor va fi extinsă pentru a cuprinde toți elevii. Pentru a primi bursă de merit, elevii trebuie să aibă media 10 la purtare la finalul cursurilor din anul școlar 2022-2023 și să promoveze toate disciplinele. În anul școlar 2023-2024, bursa de merit merit va crește de la 200 de lei pe lună la 450 de lei pe lună. Bursele de merit se vor acorda elevilor pe baza rezultatelor obținute de-a lungul anului școlar, însă la propunerea dirigintelui. Elevii nu vor mai trebui să depună o cerere anume pentru a primi bursa de merit. Dirigintele va coordona documentele necesare pentru acordarea burselor de merit. El va înainta la Secretariatul Unității de Învățământ lista cu elevii propuși pentru bursa de merit, pe baza medii generale în primele 30 de zile care de la începerea cursurilor anului școlar, relatează Capital.ro.